Pacea Domnului, frați și surori, pentru astăzi avem Faptele Apostolilor, capitolul 14. E vorba de prima călătorie misionară a apostolilor Pavel și Barnaba, cea de-a treia parte și ultima călătorie misionară. Descinderile din Iconia, Listra, Derbe și Antiohia Pisidiei, ținuturi aflate odinioară în Asia Mică, astăzi în Anatolia Turciei de astăzi. În Iconia, apostolii Pavel și Barnaba predică în sinagoga evreiască și mulți iudei și greci cred mesajul însoțit de semne și minuni prin mâinile apostolilor, 14:3, partea finală. Iudeii care resping mesajul apostolilor răzvrătesc mulțimile și autoritățile care îi batjocoresc și vor să-i ucidă cu pietre. Iar apostolii fug, după expresia lui Cornilescu, se refugiază, după alte traduceri, în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în împrejurimi, unde duc Evanghelia mai departe. Concluzie, unii se mântuiesc, ascultând și primind Evanghelia, alții batjocoresc apostolii și mesajul și se opun mesajului Mântuitor, dar chiar prin ostilitatea și împotrivirea lor, Evanghelia ajunge să fie transmisă în alte ținuturi mai departe. Urmează a doua relatare din capitol, de la versetul 8, despre vindecarea ologului din localitatea Listra. Este relatat aici despre importanța darurilor Duhului Sfânt în lucrarea evanghelistică, misionară, importanța expunerii ascultătorilor la mesajul clar și puternic al Evangheliei, propovăduite de Apostolul Pavel. Notăm de asemenea diversiunea diavolului, care dacă nu poate opri propovăduirea Evangheliei, încearcă să o atribuie prin efectele ei vindecătoare zeităților locului, în cazul din Listra, zeilor Jupiter și Mercur. Doar clarificarea apostolilor, care resping închinarea către ei, etichetează crezul acela păgân ca fiind deșert și străin de adevăratul Dumnezeu, chemându-i pe oameni la adevărata închinare și la adevăratul Dumnezeu, clarifică lucrurile. În ultima parte a capitolul 14, avem relatarea despre continuarea acestei lucrări în cetatea Derbe, unde iudaizatorii veniți și din Antiohia, Pisidiei, ațâță noroadele, Pavel este împroșcat cu pietre și târât și abandonat afară din localitate. Ucenicii îl recuperează viu, miracol al lui Dumnezeu, și pleacă la Derbe. Aici predică Evanghelia, fac ucenici, și se întorc în localitățile Listra, Iconia și Antiohia Pisidiei, unde insistă asupra învățăturii necesității suferinței pe drumul salvării, așează presbiteri în fiecare biserică și se întorc spre Antiohia Siriei, punctul de plecare, propovăduind Evanghelia peste tot în localitățile prin care trec. Ajunși de unde fusese rătrimiși, împărtășesc bisericii adunate tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și se localizează destul de multă vreme acolo. Lucrarea lui Dumnezeu cere dedicarea celor trimiși în ea și implică multă împotrivire și suferință din partea diavolului și a oamenilor. Lucrarea începută trebuie susținută mai apoi și întărită, 14:22, și chiar organizată sistematic prin ordinarea celor prezbiteri în bisericile înființate. Rugăciunea și postul sunt indispensabile succesului Evangheliei, după cum scrie Scriptura în versetul 23. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Tot meritul lucrării mântuitoare este a lui Dumnezeu, iar slujitorii sunt parte
și trimiși ai bisericii. Așa încheie Luca, capitolul 14 al citirii noastre. Exemplul apostolic este normativ și pentru noi cei din ziua de astăzi, să ne înțelegem chemarea și să acceptăm lucrarea la care am fost chemați, să fim dedicați, să suferim și ori de câte ori avem biruință și succes în Evanghelie, să nu uităm că totul se datorează lui Dumnezeu. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.